Bashar al-Assad, reacție dur după mobilizarea rilor occidentale. Ce avertisment transmite dictatorul sirian? Presubliniereintele sirian Bashar al-Assad a avertizat joi ce orice acțiune potențială a țărilor occidentale în Siria ar putea destabiliza sublinierei mai mult regiunea, a informat joi televiziunea de stat de la Damasc, citat de Reuters, în timp ce puterile occidentale, între care SUA, agit spectrul unor lovituri, care post la un presupus atac chimic, potrivit AFP, informează Ager Press. Orice acțiune nu va duce decât la o destabilizare sublinierei mai mare a regiunii, a avertizat al-Assad, în timpul primirii la Damasc a lui Ali Akbar Velayati, consilierului ghidului suprem iranian al Khamenei, potrivit conturilor presubliniere din cei siriene pe rețelele sociale. Un presupus atac chimic, comis sâmbătă trecut la Douma, ultimul bastion al rebelilor în Ghouta Oriental, a fost atribuit regimului de către echipele de salvare venite la faca locului, care invoc zeci de morți. Regimul sirian sublinierei aliacisei, Rusia sublinierei Iran, au negat orice fel de atac chimic la Douma, însă au confirmat producerea unui astfel de incident, acuzând regimul sublinierei amenincând cu o ripostă în Siria. La întâlnirea de la Damasc, al-Assad sublinierei emisarul iranian au apreciat ce amenincrile anumitor țări occidentale cu agresiune împotriva Siriei se bazează pe minciunile pe care le-au creat ele însele, împreună cu agenților, grupurile teroriste, după liberarea Ghoutei Orientale, conform presubliniere din cei siriene. Fiecare victorie obținut pe teren, unele state occidentale în subliniere îi ridic vocea sublinierei, acțiunile se intensifică într-o încercare de a schimba cursul evenimentelor. Aceste voci sublinierei orice acțiune posibil nu vor duce decât la o creștere subliniere terea instabilit ci în regiune, amenincând pacea internațională sublinierei securitatea, a afirmat presubliniere din tele sirian. După ofensiv distructoare lansat la mijlocul lunii februarie de către regimul sirian cu sprijinul Moscovei, grupurile rebele din Ghouta au acceptat acorduri de evacuare negociate cu Rusia sublinierei au părăsit sectorul, aceasta reprezentând o nouă victorie pentru regim în războiul cu care se confruntă Siria din 2011.